scandal într-un club din capitală, fratele lui Fanes Păitoru ar fi fost bătut de un bodyguard. Incidentul s-ar fi produs după ce Migdale ar fi vrut să urce pe scenă în timpul unui concert. Lămurim însă situația chiar cu el. Bună ziua! Bună ziua! Domnule Migdale, ce s-a întâmplat de fapt acolo? Nu știu cine a scos zvonurile astea că bătaie. Am fost la club invitat. În club, asta e ce am dat eu, ca să vadă lumea că nu sunt bătut, ce să vede la televizor acum. Și am precizat, am stat frumos la masă, mi-am văzut de treaba mea, a apărut pe scenă Alex Velea, am vrut să mă duc să vorbesc cu el, m-a rugat bodyguard că nu pot să mă duc, că el nu e manierist, ea, nu știu, cântăresc, că nu are voie nimeni să vorbească cu el. După ce își termină programul, pot să stau de vorbă cu el. L-am lăsat și a terminat băiatul programul, m-am dus în spate frumos, cu bodyguardii, bineînțeles, după mine, am dat noroc cu băiatul să-i spun, băi Alex, te rog frumos, spune-i lui băiatul ăsta al tău care l-ai crescut, care cântă cu tine, nu știu cine e, că l-ai crescut tu, să nu mai facă melodii cu fratele meu, că faci niște melodii urâte și urât, nu e frumos. Tu l-ai crescut, vorbește, te rog frumos, că el să îl lase pe fratele meu să se odihnească în pace și să nu mai cânte la adresa lui, să scoată melodii, că și-a el bancă, cântă de Fanes Păitoru. Te rog frumos, n-am apucat să vorbesc cu Alex Velea, doar că am stat cu el de vorbă și am dat noroc, că a venit un altul și m-am împins. Asta a fost, nu a fost nicio bătaie, da, nu a dat numele la mine. Asta povestea și dumneavoastră în filmarea pe care o văd și telespectatorii, că a existat ceva acolo, da. O altercație. Nu altercație, eu când stăteam de vorbă cu el și fiind bodyguardii pe lângă mine, bodyguardii sunt niște băieți extraordinari de băieți, a venit unul dintre, nu știu dacă era bodyguard, că am înțeles că e polițist, nu știu ce caut acolo, să mă împingă, să înjure, băi, tu n-ai voie să pui mâna pe că e artist, e... Adică o persoană din senin a venit și a pus mâna pe dumneavoastră? Da, 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 m-a împins, n-a dat. De ce să... Mă vedeți că nu sunt bătut, nu sunt nimic, mă vedeți. Deci m-a împins, de ce mă împingi, mă? I-am ripostat că m-a dezechilibrat și am dat cu mâna ceva, m-am înțepat mâna și am început să-l înjur. Ce faci, mă, de ce mă împingi? Probabil că i-a șoptit bodyguardii ăștia cine sunt și a lăsat-o mai moale și a văzut de drum și a plecat. Dar eu întreb, mă, dacă tu vrei să faci pe zbarduiu, să... Du-te și stai de vorbă cu omul și întreabă-l, bă, de ce vrei să vorbești cu el sau ce s-a întâmplat? Nu vii tu să arăți că ești viteaz să mă împingi, să te dai tu mare că l-ai împins pe Migdale. Am 56 de ani, am plecat pe 56 de ani, am luat o palmă în viața mea. Nici n-am căutat scandal, că nu sunt omul să fac scandal, dar nici nu vreau să deranjez. Dar nici să fiu deranjat. Și nici de data asta n-ați ripostat, la fel cum spuneți, n-ați vrut să căutați scandal. Păi să vă spun de ce n-a ripostat. Erau bodyguardii de față, puteți să-i întrebați, care săracii m-au ținut și a zis, Migdale, stai liniștit, că asta e, te rog eu frumos. Și am zis, bă, nu fac nimic, dar de ce m-am prins? Cine e ăsta? Un bărbos cu barba așa, nu l-am văzut în viața mea, n-am avut altercații cu el. Nu m-am certat niciodată, probabil să se dea mare, să-l vadă Alex Velea, să-i ridice statutul, să-i dea mai mulți bani. Veți face ceva în continuare? Nu știu, depuneți plângere sau considerați că... Nu, Doamne ferește, n-am de ce, că e Cătălin, că băiatul ăla care e un băiat de nota 10, șeful la bodyguard, care știe să respecte pe toată lumea, nu m-a deranjat cu nimic, mi-am văzut de șprițul meu, n-am făcut urât, a văzut omul că văd de treaba mea, vă dați seama că dacă eram vreo brazic, ieșeam bătut de acolo, la câți bodyguard era. Mă putea de, nu mai știam de asta acolo. Am vrut, domnule Migdale, să lămurim situația, să ne spuneți ce s-a întâmplat cu exactitate. Suflet, nu mai vreau să faceți aberații și să scriți pe post. Nu am scris așa ceva, de-aia v-am contactat, să lămurim. Am de la un bodyguard și aia până nu întrebați. Și eu pot să vin să zic, hai să vă zic de Elodia, unde e îngropată. Ce înseamnă asta? Dar trebuie să spuneți adevărul, la fel cum îmi spune, spunem păi și noi. De ce nu vă luați? De ce nu întrebați? Uitați, asta am făcut, domnule Migdale, de aceea ați intrat în direct cu noi. Mulțumim tare mult că ați lămurit situația. Am copilul, vede, să uită fata mea pe post și vede. Scoate-ți aia după reclamă. Asta am făcut, domnule Migdale. Mulțumim tare mult pentru intervenție și că ați lămurit situația.